Forțele ucrainene bombardează pozițiile rusești în regiunea Herson de sud ocupată și anexată ilegal. Țintele includ rute de aprovizionare peste un râu. Armata ucraineană se apropie de un atac complet asupra Hersonului, una dintre primele zone urbane capturate de Rusia după invadarea țării. Președintele Zelenski spune că sunt informații conform cărora oficialii instalați de Rusia au încercat să, cu disperare, să transforme Hersonul într-o fortăreață. Є нові збиття безпілотників і ворожої авіації. На сході та півдні України продовжуються активні бойові дії. Din Statele Unite vin informații că Vladimir Putin nu dă niciun semn că ar vrea să pună capăt războiului, nici măcar să intre într-un dialog diplomatic. Declarația aparține secretarului de stat Antony Blinken. When it comes to diplomacy to end the war, it depends entirely on whether Russia gets to a place where it's actually interested in stopping the aggression that it started. And we have seen no evidence of that in this moment. On the contrary, we see Russia doubling and tripling down on its aggression.